Bună ziua, dragi scorpioni, revin cu partea a doua pentru partenerul vostru sau partenera, persoana care vă interesează în ianuarie 2019. După cum vedeți, acestea sunt cărțile obținute. Evident că aceeași citire va fi emoții, gânduri, acțiune, frică, dorință și ceea ce reușiți. Dar nu uitați, înainte de toate, că puteți schimba poziția, puteți schimba dumneavoastră să fiți cel pe care îl voi citi acum și persoana interesată să aibă, de care sunteți interesat să aibă această poziție. Nu uitați că este o citire colectivă și puteți să preluați anumite detalii care se potrivesc, nu toată povestea. În fine, în poziția emoțiilor, persoana de care sunteți interesat are 5 de monede. 10, scuzați-mă, 10, apropo de energia comună, 10 de monede. Eu am pus această carte pentru că am pierdut-o, trebuie să o găsesc pe cealaltă, dar 10 de monede înseamnă o energie foarte bună. Dar această energie este foarte ancorată în familie, în genealogia persoanei. Poate unii dintre persoanele de care vă simțiți apropiat, sunteți interesați, să fie foarte atașat de familie, de arborele lor genealogic. Și în această perioadă, dacă cumva unul dintre voi aveți într-adevăr probleme financiare, ei să-și regăsească stabilitatea financiară în familie, în finanțele părinților, ale partenerului, că nu degeaba ați avut la energia comună, da? Regina de monede și 5 de monede. Asta în cazul în care nu sunteți căsătoriți împreună. Este posibil pentru unii dintre voi, chiar dacă nu sunteți căsătoriți împreună, persoana de care sunteți interesată să simtă despre dumneavoastră ca un potențial la care pot ajunge într-un viitor mai apropiat, mai îndepărtat, un potențial soț sau soție. Vă pot vedea ca persoana lângă care pot avea abundența și siguranța unei familii bine construite, unei familii care are baze sănătoase, care are principii sănătoase, a unei familii care lucrează împreună, în armonie și construiesc ceva durabil, ceva care poate să țină generații după generații. În cazul în care nu se gândește așa la dumneavoastră, cum am spus, e posibil să se simtă stabil în familia din care face parte. Ceea ce gândesc, cum gândesc în ianuarie partenerul dumneavoastră sau dumneavoastră, asul de băte. Asul de băte este o energie de foc. Și este o energie foarte bună. Să nu uităm că sunteți guvernat de Marte, da, o planetă de foc și este foarte posibil ca persoana de care sunteți interesat să se gândească la dumneavoastră ca la o făclie, ca la un personaj foarte pasional care este în stare să le retrezească pasiunea de fiecare dată când se întâmplă ori o despărțire, da, o separare, ori o problemă, dumneavoastră aveți o energie specială care îi inspiră. Pe de altă parte, persoana de care sunteți interesat se poate gândi la un nou proiect, cu mare pasiune se poate gândi la un nou proiect sau la o persoană născută în semnul focului. Fiți atenți, dacă nu sunteți dumneavoastră, încercați și urmăriți și sper să și comentați. Oricum, este o carte bună. Mai ales o carte bună pentru începuturi, da, suntem în ianuarie, început de an și mentalul lor este foarte activ și entuziast, creativ, inovativ. Și totuși, deși au în suflet și în minte o energie foarte bună, în public, ei se manifestă ca 4 de săbii. Clar, a fost o despărțire între voi, clar a fost o separare, clar există niște probleme financiare, este posibil dacă ei întâmpină probleme financiare,
Din acest motiv, în public, să aibă această carte. Este o carte care reprezintă o situație destul de dificilă, pe care au depășit-o, da, trei de săbii este deja depășită, dar stau într-o stare de expectativă, într-o stare de umbră. Nu ies în public ca dumneavoastră, ca un nebun plin de entuziasm și de credință, ei stau în umbră și meditează, se vindecă, eventual caută soluții cum să depășească această problemă financiară sau cum să depășească această separare care e între voi. Deci stau în umbră. Având în vedere că în cartea fricilor ei au justiția și pentru că emoțional au o carte foarte stabilă, 10 de monede, deci o duc destul de bine cu banii, măcar din punct de vedere familial, este foarte posibil să aibă într-adevăr probleme cu justiția, probleme financiare, probleme la serviciu, la jobul pe care l-au. Și din acest motiv stau mai în umbră până trece verificarea, până trece controlul. În fine, eu ne lucrând într-o firmă, nu știu care sunt situațiile acestea dificile, ne riscând bani, nu știu cum se poate întâmpla, dar e posibil pentru mulți dintre ei sau mulți dintre voi să treceți prin aceste situații. Da, justiția este o forță fantastică de care într-adevăr trebuie să ne fie frică. În cazul în care nu am acționat corect, da? Deci, având trei de săbi chiar deasupra capului, ceva undeva în public sau la locul de muncă, ei nu au manifestat corect. Trei de săbi e clar o energie negativă și acum, probabil, își iau timp să mediteze, să înțeleagă greșeala și să o repare, pentru că patru de săbi asta înseamnă să repare greșeala. Să ia această sabie a adevărului, a clarității și să o pună la lucru. Ceea ce își doresc însă, cred că este legătura cu dumneavoastră. În cazul în care sunteți despărțiți sau nu comunicați, da? Își doresc să comunice cu dumneavoastră. Aceasta e cartea sufletelor perechi. Este o carte care reprezintă comunicarea. Aici este Mercur, da? Este Mercur. Doi oameni care comunică și nu oricum, comunică emoțional foarte bine, telepatic. Probabil că vă trimit deja gânduri în cazul în care nu sunteți unul lângă celălalt. Le este dor de dumneavoastră, își doresc împăcarea. Dacă nu s-a întâmplat să vă împăcați, e clar că ei se gândesc cu pasiune la dumneavoastră, se gândesc la un nou început pasional și își doresc comunicarea cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră aveți puterea să-i vindecați. Aceasta este un parteneriat care vindecă. Este posibil să-și dorească și o colaborare la lucru, da? Care să-i ajute să depășească acest moment de criză financiară sau legal, în fine. Rezultatul pentru ei în ianuarie este temperanța, echilibru. Cred că divinitatea, dacă nu chiar și dumneavoastră, într-o formă sau alta, măcar de la distanță, telepatic, îi veți ajuta. Îi veți ajuta și într-un final, problema financiară sau legală pe care o întâlnesc, de care le e frică la servici, se va rezolva. Este foarte posibil să le fie frică și de o separare, nu uitați că aveți turnul, este foarte posibil să le fie frică de o persoană născută în zodia Balanței, dar trecând peste zodii, finalul pentru ianuarie, pentru ei, este o carte foarte bună. Ei se vor vindeca, pentru că acum se tratează cu acest patru de săbi, se vor vindeca, vor intra într-un echilibru. Ei au, după cum vedeți, ei au destul de puține cupe, au decât două cupe, dar dumneavoastră aveți nouă în suflet, nu mai zic de celelalte patru se adună. Este posibil să le dați emoțiile de care au nevoie să se echilibreze. Dacă nu dumneavoastră, sunt sigură că îngerilor, protectori, divinitatea va lucra în favoarea lor.
Cam așa văd eu lucrurile pentru ianuarie. Nu uitați că dumneavoastră puteți schimba aceste poziții și persoana de care am vorbit acum să fiți chiar dumneavoastră. Am încercat să clarific niște cărți și patru de săbii a fost clarificat cu Marele Preot. Având și justiția și Marele Preot, este clar că era vorba de un contract foarte important. Da? Contract. Și pentru unii dintre ei se va întâmpla ca acest contract să se rupă și totuși ei să-și găsească echilibru sau să se rezolve problema financiară contractuală cu ajutorul unei persoane foarte importante. Acest mare preot nu trebuie musai să fie preot, poate să fie un director, să fie un manager, un om de mare autoritate și mare înțelepciune, care, sau chiar născut în semnul taurului, mai mult sau mai puțin important asta, care poate ajuta. Pentru că simt că această carte este pozitivă și este explicită pentru citirea lor. De asemenea, am încercat să clarific și patru de cupe pentru dumneavoastră și am primit această carte, șapte de monezi. Cum am spus mai devreme în cealaltă înregistrare, în cazul în care vă gândiți la trecut, vă gândiți la cât ați investit în fosta relație, în ce s-a întâmplat în 2018 și posibil unii dintre voi, pentru că nu ați primit rezultatele, vreți să o luați de la zero cu altcineva. În cazul în care, pentru că este o carte mentală a lui Mercur, în cazul în care considerați că a meritat investiția, că puteți să vedeți primii lăstari a acestei munci, veți continua cu ei. Veți începe un nou stadiu în relația pe care o aveți cu ei, nu cu altcineva. Oricum, amândouă cărțile reprezintă o stare de așteptare, de expectativă și mai mult. Și mai mult, mă bucur că ați primit această carte. Această carte este o carte foarte pământeană, foarte practică, foarte pragmatică. Vreți să primiți orice oportunitate, să o priviți și să o primiți foarte pragmatic. Eventual vă veți gândi la bani. Dom'le, eu cât iau din această afacere, din această ofertă pe care mi-o faci, cât primesc financiar sau, nu doar financiar, cât mă ajută să-mi păstrez stabilitatea, să nu mă dezechilibreze, pentru că nu mai am nevoie de trei de cupe, nu mai am nevoie de emoții care nu mă hrănesc. Am nevoie de ceva special care creează stabilitate. Cam asta ar fi citirea pentru voi, scorpioni. Sper să fie pe placul vostru și să manifestați într-adevăr un nou început. Aș mai vrea totuși să aleg o carte pentru voi, pentru final. Și mă gândesc că aveți după cum vedeți, doi de săbii, doi de băte, doi de cupe. Nu uitați să fiți atent dacă vedeți 222 undeva la televizor, într-un ceas, în orice moment, să meditați la acest moment, la ceea ce puteți să primiți prin acest mesaj. Cifra 2 reprezintă, da, două persoane, nu? Se pare că cartea pe care am tras-o este Regele de cupe, ceea ce este chiar energia dumneavoastră. Regele de cupe este o persoană emoțională, dar în control. Vă doresc ca această relație să ajungă la acest moment în care vă controlați emoțiile și manifestați cele mai frumoase emoții, niște emoții regale, și creative. Vă doresc un ianuarie frumos, dragoste, productivitate și creștere spirituală. La revedere!